Nostalgicii sunt așteptați să-și amintească de seriile frumoase petrecute în grădina de vară, în perioada de dinainte Revoluției, când funcționa un cinematograf în aer liber. Pasionații de filme sunt așteptați într-un număr foarte mare la Palatul Culturii Teodor Costescu, în grădina de vară, pentru a lua parte la vizionarea a două producții românești, unul de comedie tristă, iar celălalt cu și despre muzică, în regia lui Sergiu Nicolaescu. Severinenii sunt cinefili. Au mari pasiuni pentru filme. De când a început această lună a filmelor, această minunăție de oferte pe care o are Consiliul Local și Primăria orașului nostru, au venit foarte mulți. Bucuria noastră este că vin și tinerii. Proiecțiile în aer liber fac parte din seria serilor estivale. În funcție de cum este primit evenimentul de către severineni, conducerea Palatului ia în calcul acest gen de spectacol, mai ales în contextul în care în municipiul nostru nu există un cinematograf în aer liber. Continuă seria filmelor românești în grădina de vară a Palatului Culturii Teodor Costescu și la acest sfârșit de săptămână cu două filme de bună calitate, La drum cu tata, o producție nouă, și sâmbătă seară filmul Nemuritorii în regia lui Sergiu Nicolaescu. Capodoperele cinematografiei românești au parte de o distribuție de excepție și o interpretare magistrală. Filmele savuroase la care nu ai cum să nu fii prezent și care te fac să rămâi în fața ecranului până la final te așteaptă în acest sfârșit de săptămână la Drobeta Turnu Severin.